Bună ziua! Bună ziua în ziua de 20 ianuarie 2023. Astăzi, deși aveam în lucru o traducere despre curriculum școlar în Chile, m-am trezit de dimineață și am picat cu ochii pe niște dezbateri între niște colegi de profesie de pe Facebook și o să vorbesc acum despre în legătură cu chestia asta cu ia să dau eu de ei pe aici. Un coleg de-al meu, Mihai Gheorghe, a postat așa, zice: cine are dreptul de a-mi spune mie dacă spălarea camionului este o muncă sau o pasiune, relaxare pentru mine? Și de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului Rutier, ICTR, s-a răspuns așa, ca urmare a adresei. Ia să vedem noi dacă. Ca urmare a adresei noastre transmise către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, ICTR, înregistrată cu numărul din 12, din 5-a 12-a 2022, în urma celor relatate, vă comunicăm faptul că efectuarea altor activități, precum spălarea, curățarea ansamblului în timpul unei perioade de perioadă în care conducătorul auto ar trebui să dispună liber de timpul său, nu reprezintă odihnă. Așa, și aici trebuie să citească fiecare singur ca să nu îmi umplu eu ora pe care vreau să mă ocup de asta. Și aici răspund mai mult și fiecare răspunde în felul lui. Da, și undeva pe aici am răspuns și eu, dar să vedem unde. Văd că nu mă găsesc pe aici. Ia să vedem noi. Aha, am zis eu. Așa. La faza asta nu e treabă doar de ISCTR, ci de ISCTR plus ITM, amândouă într-una. Faptul că sunt două jumătăți de inspecții care împreună să formeze un tot este una dintre marile greșeli ale creatorilor legislației UE a tahografului. În mod normal, autovehiculul cu tahograf este ca și arma, ZB-ul militarului de carieră, nu acelui de termen, în armată. Adică intri la 7 unitate, ții arma din rastel, faci orele de instrucție, pui arma înapoi în rastel și la 16 ieși pe poarta unității, neavând voie să mai calci în unitate următoarele 16 ore. Relația de serviciu dintre lucrător și serviciul său nu poate fi alta decât cea din interiorul orelor de serviciu. 45 de ore pe săptămână, ca medie, 90 pe 2 săptămâni, 2008 ore pe an. Este corect răspunsul ICCTR, dar nu e complet. Mai avea de completat și ITM-ul, iar cel mai greu cuvânt în ecuația asta îl are dreptul civil, al cărui subiect principal este fiecare persoană și care permite evadarea de sub jurisdicția lui, persoanei care îmbracă salopeta pentru 8 ore.
Cel care rămâne în câmpul muncii peste cele 8 ore și nu revine la condiția sa de plină persoană, eludează legile și trebuie tras de ulei. Și aici am mai zis eu, ia să vedem dacă le găsesc totuși în ordine în care le-am zis. Mihai Iorie, am uitat, de unde scoți tu media de 45 pe săptămână și 90 în bisăptămânal? În încheiere, nici 8 ore maxim, completez eu, iar cine trece peste, eludează legile și trebuie tras la răspundere? Nu legile alea pe care le invoci a fi încălcate sunt cele care permit orele extra? În orice legislație națională UE, dacă ne raportăm, tot și toate permit orele extra, atât cât a fi efectuate, cât și recunoscute ca plată, chiar încalcă așa aiurea legislațiile naționale, ai văzut la plural, drepturile omului prin ore extra? Iar eu am răspuns aici, orele extra sunt permise oriunde, în altă parte, dar nu sub jurisdicția legislației UE a tahografului. Legislația UE a tahografului? Legislația socială în transportul rutier de mărfuri? Stabilește niște limite. Aici am mai pus el chestii care... Deci mai întâi, ia să vedem cum pot să-i răspund eu, la, deci, legislația socială are niște limite, cine vede legătura între codul muncii. Pe teritoriul spaniol. Spaniologul. Deci, una la mână. Hai să găsești. De regiul la vorba. Și ceea ce hai să găsești. Așa. Deci, ăsta l-am eu
început să-l traduc. Ia unde să încep eu aici, să mă duc aici. De aici o laboral. Dreptul laboral, pentru dreptul laboral avem așa. Asta este, aici este vorba despre dreptul laboral internațional sau dreptul social. Avem aici un articol de 35.463 de caractere. În limba română, la acest capitol, avem la îndemână, la distanță de un clic, un articol de 7.898, dar acest articol a fost umflat puternic de la 696 de biți cât a stat, deci 10 ani de zile a stat din 2007 până în 2017, a stat la 696 de biți, de bites, de caractere. Atât a avut acces, atât a avut românul despre dreptul muncii timp de 10 ani. După aia a venit cineva, un babu parcă, nu, a venit cineva aici ăsta, un ăsta care nu s-a identificat în niciun fel decât că i-a rămas astea de la calculator aici, care a băgat la greu niște, vreo 4.000 de, nu, a băgat odată 1.134, a mai băgat odată 2.946 și a mai băgat odată 3.000 și ceva de caractere. A umflat puternic și l-a adus la forma asta de azi și spune că principalul act normativ al dreptului muncii este codul muncii. Da, codul muncii este un capitol dintr-un roman foileton. Deci nu poți să citești un capitol dintr-un volum, să zicem așa, lui Rocambol, care avea 73 de volume, și să spui pe urmă că ai citit Rocambol, că n-ai de unde, dacă, na, până la 73 de volume mai este. Ăsta e făcut special ca să deruteze lucrătorul român să nu-și cunoască dreptul. Ne întoarcem la spaniol, la partea spaniolă și vedem aici indicele, cuprinsul. Și avem aici munca pe cont propriu, munca în relație dependență și izvoarele dreptului laboral, Constituția, tratatele internaționale, coduri laborale, legi speciale și tot ce mai este, regulamente, contractul individual de muncă, contractul individual, ăsta l-am tradus eu în limba română, contractul colectiv de muncă, n-am apucat să-l traduc și a băgat cineva tot la fel niște strâmbe pe acolo, cum bagă română. Despre principiile generale ale muncii n-avem nimic, am tradus eu principiul de rezonabilitate și mi l-au șters ai noștri. Am tradus principiul de irenunțiabilitate, deoarece ăsta a rămas, nu prea am fost eu mulțumit de cum l-am tradus. Și undeva mai în jos aici, o să dau eu de un link undeva, dacă nu, nu, hai că o să mă duc aici să scriu dreptul laboral, dreptul laboral, laboral, și vedem că apare în Venezuela, Spania, Statele Unite, Mexic, Azerbaijan, dreptul laboral individual, drepturi laborale, drepturi laborale pe țări. Dar aici, dacă scriu în loc de drept laboral, dacă scriu pe, este așa, pe Wikipedia în limba română, așa, dreptul muncii,
muncii. Aici nu mai apare dreptul muncii în Venezuela, dreptul muncii în Azerbaijan, dreptul muncii în Spania, dreptul muncii în România sau altceva. Apare decât dreptul muncii și atât, nu? Așa, ne întoarcem înapoi și vedem aici. Deci, dreptul laboral în Spania. Derecho laboral în Spania. Asta am început eu să-l traduc în limba română. Ia să vedem pe unde am ajuns cu el. Că ăsta memorizează ceea ce traduci. Nu mai avem mult. Mai destul. Și nu l-am dus la capăt, că n-am avut timp. Dar vreau să spun că Mihai Gheorghe este un tip care cunoaște o parte din ecuație și care apără partea pe care o cunoaște. Adică este ca și cum dintr-o ecuație cu 100 de paranteze cunoști conținutul a două paranteze, tragi linie, socotești și tu consideri că ăla este adevărul și ți-l aperi, că na. Așa. Deci hai să încerc să termin aici. Una la mână. Tu lucrezi pe teritoriul spaniol, sub jurisdicția spaniolă. Jurisdicția spaniolă cu codul românesc al muncii. Vezi că în spaniolă ai să găsești dreptul laboral și dreptul laboral în Spania, ceea ce în jurisdicția românească n-ai să găsești. Apoi, așa, am mai zis o dată aici. Deci am spus că orele extra nu sunt pentru acest domeniu laboral și să-i spun aici legislația UE a tahografului, unde n-ai băie. Legislația UE a tahografului este pus inițial, pe urmă mai apărut completări, dar inițial asta a fost la 1 ianuarie. Este un pachet format Directiva CE 15-2 plus CE plus sau ce e, mi se pare că nu mai știu care, cum ce e, ia să mă uit eu, ce e și ce e, ia stai așa un pic, deci directiva CE 15-2002 ce e. Și atunci înseamnă că regulamentul e ce e. Da. Ce e. Plus.
561 pe 2006. Ce e? Deci vedem aici. Asta era CEE. Asta era o regulamente CEE. Și astea sunt CEI. Diferite. Reglamentos observe diferença. Ce e și ce e. Pachetul a fost pregătit de ce e? Ce e? Pentru ca meciul care nou joc care trebuie. Să înceapă întâi ianuarie 2007 odată cu alinierea la start a 27 de echipe în loc în locul celor 25. Deci un nou joc cu un start de la 0. Pentru toate cele echipe. Dar Spania a venit la jocul ăsta. Aducând
Praște obiceiuri. Praște obiceiuri. Din primele. Trai sub jurisdicția regulamentelor România. Imitat și ei pe Spania. Spania. Ca maimuța. Cât au putut mai bine. Iau un ban, dar fără a pune mâna. Prea tare cu juridica. Teoria doare în carte, învățatul doare. Cam de pe aici. Încă de prin anul. Cel târziu. Cam de pe aici. Dreptul persoanelor. Să învățați spaniola. Sau vreo limbă vest-europeană. Vest-europeană. Altfel, nu puteți
Și nu puteți, și nu puteți. Puteți. Nu mai poate să scrii. Și nu puteți, așa, nu puteți. Înțelege corect. Cele câteva cuvinte. Conceptului descansul. Disponer libremente de tu tiempo. Asta nu trebuie să aibă. Nimic înclin cu serviciu prezența ta în vreun loc de pe planeta asta. Nu trebuie să fie puterilor fizice sau economice. Fizice. Ale altuia. Ce ale tale. Pe unde te afli cu camionul, nu te afli por tu cuenta. Ci debido cuenta de otro. De timpul tău, timpul tău nu poți libremente decât în cadrul condiției tale civile, tale civile, bune, rele, așa cum noi.
Uite, de aici trebuie. Cu asta trebuie să început în vârstul, nu cu altceva. Învățul, început, învățul, nu cu altceva. Și aici am mai zis și eu, Ovidiu Mureșan, am zis așa, Mihai Gheorghe Adrian Iordache, Ovidiu Mureșan sau orice alt cetățean UE contemporane a secolului 21 sunt în primul rând persoane. Ca persoane, 24 de ore din 24, 365 de zile pe an, sunt subiecte de drept. Sunt persoane civile. Din această condiție permanentă, orice persoană cu 18 ani împliniți, dar nu mai bătrână de 65, să zicem, poate primi învoire zilnică să evadeze în câmpul, domeniul, teritoriul, jurisdicția muncii contra unei taxe, impozitul acela care se oprește din salariu. Ca și în armată, învoirea e învoire, iar cine întârzie din învoire, îi tăiem nasul. Așa, hai să copiez astea, să le păstrez și pe astea lângă discuția din limba spaniolă. Deci aici trei răspunsuri. Aici 12 răspunsuri. Cred că am mai zis undeva ceva, dar nu știu. Mai începusem undeva ceva și am dat înapoi pe telefon. Ca să ia să vedem mai. Deci, prima dată hai să captez imaginea asta. Și așa. Și acum hai să deschid site-urile mele. Să caut conducător auto de vehicule grele. Asta e unul dintre cele 40 de site, peste 40 de site-uri ale mele. Și aici undeva am încercat eu să conserv anumite discuții din internet, dar ce să conserv mai întâi? Deci aici e o listă cu parte din aceste, adică cu ce am păstrat, dar n-a câte să păstrezi. Și ultima pe listă a fost asta din 23, din 2023, luna 1, ziua 14. Dar acum
O să mai creez o pagină. Uite, așa se creează paginile. Mă duc aici. Și aici este un pic. Cum i-am zis eu, lua asta aici. Așa. Facebook is ro. Hai să zic la fel. Doar să fie diferită data. 2023 01 20, Facebook S de la Spania și RO de la România. Așa, și cu asta zic că gata. Așa. Punând data prima, arată destul de urât ca titlu, dar ca titlu de articol, dar mi se așează mie într-o ordine cronologică și mă ajută pe mine la alte lucruri, chiar dacă sună urât așa, dar asta e. Bun, pe asta îl pun aici de sub și să-i dau ordin să stea așa pe mijloc și să fie distanța între ele un pic mai mică. Așa. Și acum aici o să mai adaug eu un cadru de text și aici zic așa, pagină creată, page start la 20.01.2023 ora 11.02 la mine și aici scriu și UTC plus 1 ca la tahograf. Paterna, Spania. Bun. Și acum mai pun încă un cadru de text. Așa, și aici adaug ce am copiat din Facebook. Așa cum am copiat. Ia să vedem dacă se lipește. Te lipești, bă, ce sau ce faci? Ia, mă. Te lipești sau nu? N-ai înțeles? N-am înțeles. Mai mă duc o dată aici. Deci... ia să vedem noi. Hai să încerc acum să mai copiez o dată. Deci... și până jos. Da, până aici. Și apoi mă duc și le pun aici. Ia mai avem ce acum nu pricepi. Aha, hai că s-a venit. Bun. Acum, chestia asta... o selectez eu din nou. Uite așa. De aici până jos. Nu s-a selectat. Am greșit, n-am lăsat ceva. Deci, ăsta o să-i zic eu să fie... de tipul ăsta de scriere, lato, cu ăsta lucrez eu. În loc de varios stilos, o să-i zic să fie text normal. Să fie toate de 10 ca dimensiune. Așa. Și ce să-i mai zic să facă? Să pornească toate de la stânga la dreapta.
dacă e cumva rătăcită, și să fie distanța între rânduri cât se poate de mică. Deci aici să fie de 1, de 1 mă. Aici să fie de 0 și aici tot la fel să fie de 0. Bun. Și acum dau așa. Bun. Și acum. Acum hai să pun odată asta. Și încă o dată una așa. Aici o să pun captura aia. O să pun ce-am capturat din ora. Deci asta doar la o parte. Așa. Acum o să mă duc aici. Și mă duc aici la capturi de ecran, de pantaia, și undeva aici în partea de jos 2023. Aici este captura pe care am putut azi. Se vede data 2020 și o deschid cu Paint-ul. Așa, cu Paint-ul. Bun. O micșoresc cât să-mi încapă mie pe ecran aici. Așa. Și acum să tai din ea ce nu e neapărat nevoie să fie pe aici. Pentru că cu cât e mai mică, cu atât îmi ocupă mie mai puțin spațiu în ce îmi oferă Google-ul ca să mă folosesc de el și na, tot facem economie de spațiu că nu ne încap. Așa, și chestia asta o păstrez aici și am să-i pun numele Facebook Ezro. Facebook. N-am scris mai nimic aici. Ce ai făcut voi? Facebook Ezro. Așa. Și dau așa și el își schimbă locul, se duce, se așează în ordine alfabetică unde are el treabă. Dar eu acum n-am treabă cu el, am treabă cu el aici. Și aici mă duc eu înapoi la captură de ecran. Și îl caut acum la litera F. Deci E, F. Asta e. Asta este. Și îl punem aici. Și îl facem așa. Bun. Aici o să las loc pentru video. Loc rezervat pentru video. Video. Când voi fi gata cu video, îl pun aici. Și aici scriu în limba spaniolă, lugar
reservado para vídeo. Bun, și acum mai pun în partea de jos aici încă un set de două casete din astea, de unde elimin chestia asta în care se pune imagini sau video. Și mai elimin și asta. Și aici aduc textul ăsta de sus. Dar nu-l aduc pe tot. Îl las odată așa, în formatul ăsta original, să zic așa. Mai am de aranjat lucruri la el care încurcă. Mă încurc acum, dar altă dată. Așa. Și acum chestia asta o pun aici. O să vină mult mai lungă, dar asta e altă problemă, nu? Și în partea asta altă o să traduc în limba spaniolă. Aici. Deci o să iau așa, spre exemplu, spre un exemplu. O să iau așa. Până aici. Și eu o să-l pun în traducător automat. Traducătorul de Google. Ca să pot să răspund. Și o să pot să răspund aici pe bucăți. Deci, ghidul șoferilor profesioniști, Mihai Gheorghe, un fel de formator de opinie, de fapt un formator de opinie, și na, fiecare încearcă să formeze opinii conforme cu interesele lui și cu interesele lui și cu cunoașterile lui fiecare. Eu n-am nimica cu nimeni, fiecare trebuie să-și apere punctele lui de vedere. Eu doar am alte puncte de vedere și trebuie să mi le apăr și eu. Deci, aici pun chestia asta, pe care o să o traduc mai târziu, nu? Acum decât arăt așa ca idee, cam ce urmează să fac. Aici o să fie textul în roșu. O să fie tot de 10. O să pornească tot de la stânga la dreapta. Și o să fie tot distanța între ele de 1. Chestiile astea mi-a foarte mult timp, una este să scrii în Facebook și alta este să scrii în format hipertext. Ia să vedem noi, deci ele s-ar așeza cam așa. Cum am zis, nu o să stau acum să fac traducerea corectă, este o traducere automatică, decât le aliniez un pic să.
s-a așezat cum trebuie. Ăsta. Da, ăsta. Nu pornește din margine și atunci ele sunt inegale, chestiile astea, uite. Dacă apăs așa pe chestia asta, se duce mai la capăt. Dar problema e că nu se duce tot paragraful odată, se duce așa pe rând. Da. Și acum o să se facă un pic mai egale între ele textele din cele două coloane. N-am șters astea ca să se vadă că provin din Facebook și știm toți acolo în Facebook cum să... Așa, deci... Asta așa... Mă rog, acum sunt sensibil egale, da? Bun, și așa o să rămână, o să adaug și video-ul ăsta care l-am făcut acum, o să-l pun aici și când voi mai avea timp să mă ocup de el, o să mai mă ocup. Deocamdată am alte supraurgențe, naibii să le ia și nu... Da. Deci... Da. Acum... De unde mă zăpadă că e soare? Îmi trimit ăștia vești să-mi pun cauciucul de iarnă. Acum să vedem la public, s-ar vedea așa. Și acum cine dă click pe astea, îl duce la fel ca în Facebook, îl duce, spre exemplu, asta este de acum 9 ore și îl duce la, uite, spre exemplu, dăm click aici și ajungem la articolul din Facebook, nu? Simplu ca bună ziua, dăm click aici și suntem tot aici. Bun, o să iau de aici linkul ăsta și o să-l pun aici ca să rămână ca, o să scriu așa, articolul de fiind. Sau așa. Facebook. Tot cu F mare trebuie să scriu și aici. Da. Păi, uite așa. Și uite așa. Bun, și aici o să pun o dată link-ul ăsta. Așa, îl pun, puteam să le cuprim pe amândouă într-una, dar e mai bine să fac așa, mai bine din punctul meu de vedere. Și încă o dată aici, dacă se șterge unul. M-am bucurat când a făcut și Facebook-ul posibilitatea asta să indici prin link-uri, să devină posibil să le acordeze așa prin link-uri. A făcut chestia asta de 2-3 ani de zile și e foarte bună. Da, articol din Facebook. Și, cum ziceam, astea rămân aici. Ăsta aș putea să-l pun, ia să-l pun să o ia așa de la capăt. Citez.
trebui să dispună liber de timpul său. Timpul liber la dispoziție. Cineva a râs acolo, distribuie 25 de comentarii la momentul ăla, cele mai relevante. Și mă rog, de aici încolo încep comentarii și peste comentarii. Eu, ca să le pot, să pot răspunde la ele, o să am foarte mult de lucru pentru că am să fac așa. Dar nu, nu mai fac deloc. Nu mai fac pentru că am zis s-a terminat ora și trebuie să mă dedic altor chestii mult mai urgente. Am foarte multe traduceri în lucru și oamenii nu pot înțelege. N-au cum să înțeleagă dreptul dacă le lipsesc. Deci, hai să închid asta. Să închid și asta, să închid și asta. Deci, eu sunt aici cu traducerea la dreptul muncii din Spania. Dar asta este una din... Vedem noi aici, asta este un kit pe asta. Asta e un kit pe asta, nu, uite așa. Ne ducem aici și ne uităm aici la, nu la contribuții. Hai să ne uităm la toate traducțiile. Deci eu am traduceri în curs 186 de bucăți. Care fiecare dintre ele are o foarte mare importanță în pentru înțelegerea dreptului. Are o foarte mare importanță. Uite, am în traducere angajatori. A, nu, astea sunt, stai un pic, astea sunt... sunt în proces, da, în proces. Și responsabilitatea de legitimă apărare, pe asta aproape am terminat-o, dar a făcut altcineva un ciot. Toate au legătură. Aici sunt publicate, în total sunt 186, și hai să mai întorc înapoi. În proces, nu e bine, totale sunt 186, dar în proces, nu știu câte sunt aici. Și, uite, asta e începutul de acum, asta e publicată de acum 5 ani, asta e publicată de acum 5 ani. Asta e publicată de acum 5 ani, capriciu, capacitate juridică, moarte civilă, publicată de acum 6 ani. Da, astea sunt compromis, domiciliu, adresă, capacitate juridică, candidat, abstract. Voliciune, pe asta mi-a eliminat-o, mi se pare că și pe asta mi-a eliminat-o. Ia. Mă rog, ea vine aici unde am tradus eu, dar am crezut că mă conduce la
locul unde am tradus. Deci am foarte mult de lucru și nu stau acum să hai să continui cu piramida lui Maslow. Deci aici sunt aproape gata, de câteva zile sunt aproape gata. Dar încă n-am publicat. N-am publicat pentru că aici într-un site de-al meu piramida lui Maslow, piramida lui Maslow, dar nu mai știu în care, cred că în asta. Da, aici am început să arăt câte nu avem noi în limba română. Piramida lui Maslow. Și aș fi vrut că întâi să arăt câte nu avem și apoi să public. Dar mi-e teamă că, deci, copia conformă cu originalul a versiunii din 16-12-2022. Apoi copia traducerii făcute de mine acolo, aici, pe suportul oferit de traducătorul Wikipedia. Și secțiunea a treia, textul original plus traducerea automatică. Deci ăsta e textul original în spaniol plus traducerea automatică în română, în engleză și în rusă. Și aici am ajuns cu arătarea felului în care se regăsesc, în care coincid termenii care sunt linkuri. Spre exemplu, aici despre psihologie, în limba spaniolă găsim un articol, să zicem, bogat. Aici, fiind arătat cu galben, înseamnă că în limba română găsim un articol sărac. Un articol corespondent sărac în comparație cu cel spaniol. Aici, fiind cu albastru, este un mai mult sau mai puțin echivalent și în rusă tot la fel. Și vedem aici că pe partea română sunt cei cu roșu, înseamnă că lipsește cu desăvârșire, și cei cu galben înseamnă că sunt prezente, dar au prezență săracă. Și tot la fel mai în jos, alți termeni care sunt lipsă din limba română. Aici ar trebui în loc de roșu să punem puncte. Și atunci ce ar înțelege românul din ceea ce citește? Dacă deci el aici nu înțelege decât coaja când pronunță un cuvânt. Reducerea acestor nevoi, stima de sine, sensul profesionist, valoarea, toate astea care sunt cu roșu, cum spuneam, lipsesc. Și n-am terminat de așezat, de făcut radiografia asta. Dar nu știu dacă mai stau să o termin, pentru că e grabă mare, și atunci cred că o să public. Bun, mă opresc aici, public, și voi mai face când voi mai avea timp, voi mai lucra la ea. Bun, mă opresc aici.